Am revenit. Da, Condoleanțe. Vă rog să ne povestiți ce s-a întâmplat cu fratele dumneavoastră. da, fratele meu a fost arestat. El momentan acum era tot deținut, se numea tot deținut. A fost arestat la penitenciar la Focșani. Păi, nu înțeleg. La Focșani era în arest preventiv sau Nu, cum? nu. Era Era condamnat, condamnat. avea o pedeapsă de 4 ani de zile de executat și noi n-am știut că el este bolnav. Nu ne dădea semne afară când era că el are o boală. Deci nu știam, treaba asta n-am știut-o. Era un băiat foarte tânăr, avea 32 de ani, un om foarte puternic la 1,95 m. Deci nu aveam cum să credem că lui se va întâmpla în 10 luni de zile să moară. N-am crezut. Și acolo la Focșani, din păcate, de-aia și vreau ca să publicați, să vadă foarte multă lume, deținuții nu sunt oameni. Pe ei văd animale, nu îi văd niște oameni care trebuie să le dăm valoarea de oameni. Nu cred că e vreo diferență între mine acum și un deținut de acolo, că oamenii plătesc ce fac, știți ce zic. Ei îți pedepsiți cu privarea de libertate, dar nu cu anularea tuturor drepturilor Exact, fundamentale. exact, Da. exact, exact. Deci fratele meu s-a chinuit să iasă la un cabinet care domnul Crăciun, asistentul penitenciarului, nu-l scotea timp de 3 săptămâni. Până nu s-a umflat în burtă picioarele, nu mai putea să mănânce, vomita, deși era într-o stare critică, să zicem critică, critică, critică. Atunci l-a scos la cabinet, i s-a administrat vreo 26 de pastile dimineață, 26 după amiază și 26 seara. Deci vă dați seama că deja ficatul lui îl a îmbolnăvit și mai mult. Fără consulte și fără nimica să-i dea atâtea pastile dintr-o dată, nu mi se pare normal, fără să-l scoată la un spital, să-i facă un consult, să știe despre ce e vorba. L-a trimis la spital la Târgu Ocna, e undeva în județul Bacău, spitalul ăsta, da? El având buletin de Buzău, dar noi suntem din București, dar mama stătea acolo la Buzău și și-a făcut și el acolo mutația, că locuia cu mama și cu una din fetițele lui. Vreau să vă zic că acolo nu i-a făcut mare lucru nici acolo. A trebuit să merg, să intru în audiențe, să merg în ANP, în direcție, să fac plângeri peste plângeri ca să poată să-l aducă la spital la București, la Jilava, să-i dea ajutor, nu să-l lase să moară. Când l-a adus aici la Jilava, da, într-adevăr, spitalul de la Jilava este mult mai dotat și cu aparatură și cu medicamente față de penitenciarul de la Focșan, care nu i-a făcut nimic, a 3 săptămâni, v-am zis și vă repet că asta trebuie să dai, v-am și sunat, să-l ajute. Târgu Ocna la fel, i-a dat niște pastile și doamna doctor de acolo îmi zicea că să stau liniștită, că nu mai are mult de trăit. Să stau liniștită că nu mai are mult de trăit. Oho. Da, au spus vreun diagnostic? Diagnosticul i-a spus că are ciroză mixtă. Ok. Deci cum se poate îmbolnăvi un om în 7 luni, că atât a putut să stea la penitenciar la Focșani, în 7 luni de zile cu ciroză mixtă, nu știu, asta nu știu să vă zic, nu știu, nu sunt medic, nu sunt nimic, sunt un om simplu și de-aia vreau să vă spun. Și după aceea au făcut necropsie, au stabilit cauza morții? El a decedat, eu l-am scos afară de 2 ori în întrerupere, pentru că ca deținut ai dreptul să ieși în întrerupere, dar asta să pui avocat, deci nu iese orice deținut afară, să știți. Deci nu, de exemplu, nu, un deținut care are ciroză să-l scoată direcția sau mai știu eu ce penitenciarul să zică du-te acasă, tratează-te. Nu așa, trebuie să punem familia avocat, trebuie să alergăm prin instanță, trebuie să ne cheltuim de foarte mulți bani ca să poată să iasă afară. Bine, totuși ați reușit și a ieșit, a povestit ceva?
Nu am mers nicăieri cu el, pentru că interesul meu nu a fost să-l duc să povestească, interesul meu a fost să-l duc la doctor, să pot să văd ce mai pot să fac cu el, că vă dați seama, ăsta era primul interes. L-am internat, ca să vă zic. Deci doamna doctoră de la Târgu Ocna îmi spunea să stau liniștită, că nu mai are mult de trăit, că el o să moară. Păi zic, și atunci noi așteptăm să moară? Nu aștept, nu trebuie să facem ceva să-l salvăm? Cum să moară? Să încercăm măcar, da. Exact. Deci eu aștept să moară, eu sunt sora lui și nu pot să vorbesc ca dumneavoastră, pentru că e fratele meu și eu vreau să fac ceva pentru el, să-l salvez, da? Că are doi copii mici, minori. L-am adus într-un final la București, la Jilava, de aici l-am scos în prima întrerupere, 3 luni de zile, am mers cu el la, am toate actele, toate documentele, am mers la Fundeni. Aici, da, într-adevăr, am dat de un domn doctor extraordinar care și-a dat tot interesul pentru el, tot interesul. Nu pot să zic că s-a făcut bine. S-a pus cât de cât pe picioare, deci cât de cât pe picioare. Dar el având boala, că ei, domnii de la penitenciar știau că e atât de agravată, de ce l-au îndeținut, care știu că au o boală gravă? De ce îl mai ia înapoi la penitenciar și nu lasă de tot liber afară să-și să poată să facă ceva cu viața lui? Pentru că domnii de acolo știau că el nu mai are mult de trăit. Dacă tot știau că nu mai are mult de trăit, de ce l-a mai luat înapoi? Că era pentru prima dată arestat, nu mai făcuse niciodată nimica, deci nu era un om violent, nu era un om mai știu eu cum. Deci tot ce s-a făcut a fost o întâmplare nefericită a vieții lui. Așa, l-am adus la spital, s-a terminat termenul de 3 luni de zile, a trebuit să-l ia înapoi. Tot la Focșani? Nu la Focșani, aici la spitalul penitenciar Jilava. Uh-huh. L-am predat aici, am mers eu personal cu el, eu m-am ocupat de când l-a arestat, eu m-am ocupat personal de absolut tot și absolut orice și vorbeam cu el, mergeam de 5 ori pe lună la el și făceam tot posibilul să-i fie bine, deci credeți-mă că eu știu absolut tot. Când a mers, el din zi în zi nu dădea semne mai bune că se va face mai bine, dădea semne din ce în ce mai rău. După 2 luni de zile am depus altă cerere, am pus avocat iară și tot așa și tot așa. Vă dați seama, da? L-am scos iarăși afară. Deși l-am scos pe data de 7 aprilie afară, a ieșit din penitenciar de la spitalul Jilava. Anul ăsta? Și pe 20 mai, pe 19 mai l-am internat la Floreasca și pe 20 a murit. Cum se poate un băiat dus pe picioare la spital, deși l-am dus pe picioare, la 7 de dimineață și la 2 noapte a decedat. Deci totuși a murit la libertate, nu în custodia statului, nu în penitenciar. Nu, la libertate. La așa. Libertate, că apucasem să-i fac a doua întrerupere să iasă afară. Și ce au zis medicii, legiști? Care a fost cauza morții? Medicii de la spitalul Floreasca, nu? Care au constatat decesul lui, care a fost cauza morții, scris în certificat. Da, de la Floreasca ne-a spus că a avut ciroză mixtă, că a avut o hemoragie la torace, la burtă, într-adevăr a vomitat foarte mult sânge acasă, dar nu i s-a făcut niciun ajutor, nu i s-a dat niciun ajutor la spital, pentru că dacă i se dădea un ajutor, cu siguranță se putea face ceva, L-a lăsat pur și simplu să aștepte decesul. Sunt sigură cu lucrul ăsta. Nu i-a băgat sânge, nu i-a făcut nimic. Deci aș vrea să știu ce i s-a făcut lui în timpul ăsta de 20 de ore sau cât este, de la 7 de dimineață până la 2 noaptea. Ce i s-a făcut lui ca să-i se dea ajutor să trăiască? Nu știu. Ce i s-a făcut? La Floreasca niciun medic n-a vorbit cu noi. Nimeni nimica, doar am ajuns la morgă și l-am luat în coștiu. Asta am făcut. Bun, și cine credeți că e mai vinovat de moartea lui? Penitenciarul Focșani? Celelalte penitenciare sau medicii care l-au tratat acum la ultima liberare, întrerupere de termen? Eu zic așa, eu am stat și am constatat și am vorbit cu prieteni de-ai mei și cu familia mea, primul ajutor care trebuia să-i se dea și să-i se acorde adevărat este de la penitenciarul Focșani, că de acolo i-a plecat tot lui.
Deci timp de 2 săptămâni, timp de 2 săptămâni, dacă îl scotea din prima zi și îl ducea la un spital civil, afară, să-i facă un control și anunța familia că putem să-i luăm medicamente noi de afară dacă nu se putea da, sau să facem ceva, pentru că noi ne-am dat tot interesul, nu a fost un copil abandonat cum sunt alți deținuți, din păcate. Nu, a fost un copil care are o familie și a dat tot interesul pentru el. Bine, vorba vine, copil la 32 de ani da, și are doi copii, era copil, el... Era cel mai mic, frate, știți? Am înțeles. Și din cauza asta, da, noi așa îi spunem, pentru da, că el era cel mai mic. De la da. Ce se trage ciroza? Ce? Fuma și el ca dumneavoastră sau avea hepatită sau... Fuma și el ca și mine. Hepatită, da, a avut acum 10 ani de zile și a tratat-o la spitala Victor Babeș și a tratat-o, a ținut o perioadă regim, n-a mai fumat, nu pot să zic că era un băutor, ca orice bărbat, și eu că sunt femeie, dacă mi-e poftă pot să-mi pun un pahar de bere sau mai știu eu ce. Deci nu era un deci băutor. Deci nu era excesiv de băutor de alcool. Nu, 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 deci nu consuma în acces foarte mare, nu, nu, nu. Deci credeți că condițiile din închisoare i-au agravat da, pentru starea sunt de sănătate. Foarte mulți deținuți, sunt foarte mulți deținuți în care nu le dă, deci nu le dă nimic, pur și simplu îi văd niște animale, îi lasă acolo, care trăiește, trăiește, care moare și poate să supraviețuiască, iese afară. Nu, nu, pentru că și ei sunt tot oameni, nu? Și ați făcut o plângere penală, dacă credeți că e vinovat statul? Eu asta vreau să vorbesc cu dumneavoastră, pentru că o prietenă foarte bună mi-a spus să apelez la dumneavoastră și vreau să vorbesc și să mă îndrumați ce trebuie să fac, pentru că trebuie să fac ceva. Gândiți-vă că e un băiat de 32 de ani care a lăsat doi copii mici, minori, în urma lui. Nu e un bătrân de 70 de ani și suntem datori să plătim toți cu o moarte. Ne-am trăit traiul, știți vorba românească, ne-am mâncat mălaiul la 70. Totuși un tânăr de 32 de ani. Eu nu sunt jurist, pot să vă ajut doar cu mediatizare și iată, înregistrăm interviul ăsta, dacă ne dați voie, îl publicăm. Sperăm să reacționeze mass media, să creeze un curent de opinie, de investigarea cauzei morții fratelui dumneavoastră, eventual cu proteste la ANP, la Ministerul Justiției, la ombudsman, avocatul poporului. La penitenciarul Focșani pot să dau o fugă să protestăm dacă credeți că e anume vina lor. Altfel, ar trebui să consultați juriști, poate chiar avocatul care v-a ajutat cât el era în viață, să formulați o plângere penală și să se investigheze cauza complicațiilor medicale care au dus la decesul fratelui dumneavoastră. Da, pentru că dacă el era salvat acolo în penitenciar, cu siguranță era... Nu știu cum să vă zic, nu putea să moară chiar acum, deși a fost ceva care e 2 săptămâni de zile, 2 săptămâni, s-a umflat în burtă, era foarte umflat în burtă, picioarele umflate, nu mai mânca, vomita. Deși ăla era un om care trebuia salvat, nu trebuia lăsat într-o cameră să stea când el nu mai avea putere nici să mai stea pe picioare. L-a dus după 2 săptămâni la cabinet și am băieții de acolo care mi-au sărit foarte mult și mi-au zis dacă e nevoie să mergem undeva, noi putem să sunăm și să spunem că așa este. Care au spus când l-am dus la cabinet, stai acolo, mamă, când l-am dus la cabinet, deja el nu mai avea putere nici să mai meargă după 2 săptămâni. Deci vă dați seama. Deci târziu, târziu l-au dus la investigații și foarte la tratament. Târziu și domnul Crăciun, asistentul de la penitenciarul Focșani, v-am zis ce i-a făcut dânsul. Deci 26 de pastile ori 3, asta ar fi câte? E în jur de 80, nu? Chiar și aspirine dacă îi dai 26 la omor pe om, nu? Și dăunezi. Deci vă dați seama că deja i-a făcut... complicația mult supradoză mai grea de orice, mai mare, da. Nu? Da. Deci nu avea nicio treabă, dânsul era foarte pasiv, nu-l interesa, nu avea nicio chestie. Trebuie neapărat făcut o plângere penală. Nu-mi fac iluzii că în România reacțiile vor fi adecvate, pentru că și eu m-am adresat de câteva ori din cauza abuzurilor și parchetului și judecătorilor și am văzut că răspund în doi peri, ba mai mult te pun să plătești și cheltuieli de judecată și asta te descurajează. Dar aveți șansa după aceea să vă plângeți la CEDO, la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Și se poate chiar cere examinare urgentă pentru că a murit omul.
Dar vă trebuie neapărat consultație juridică a unui avocat, a unei avocate. Momentan vă spun sincer, eu nu pot să pun un avocat. Vă spun din suflet pentru că eu sunt foarte mult datoare pe toată procedura lui care am cheltuit, da? Și am cheltuit foarte mult. Timpul lui de un an și două luni a apucat să fie arestat, 7 luni a stat la foc și am 5 luni pe aici, pe la spital, pe la Jilava, ce am mai stat și pe la Târgu Ocna. Deci credeți-mă, enorm am cheltuit Și pentru că cât mai avea de stat închis? Mai avea un an și jumătate și venea acasă de tot. Legea prevede că dacă ai venituri mai mari de 300 de lei pe lună, nu poți să ceri avocat plătit de stat. Deci vă lasă doar pe mâna avocaților. Eventual, dacă ne vede vreun jurist, vreo avocată acest interviu și vrea să vă ajute pro bono, adică fără bani sau cu bani puțini, mă contactează pe mine sau vă contactează pe dumneavoastră direct pe Facebook și vă ajută. Altfel, nu știu cum. Altfel, rămâne un mister moartea omului și următorul pot fi eu, puteți fi dumneavoastră, poate fi chiar avocații exact, care ezită exact, să vă ajute. Exact. Din cauza asta și vreau, pentru că sunt foarte mulți, foarte mulți băieți care vorbesc și astăzi cu ei, colegi de-ai lui, de cameră sau cum se zice, așa că e pentru prima dată care trecem în viața noastră toată familia prin chestiile cu pușcăria. Nu am trecut, am 4 frați, nu am trecut, nu știm cum este acolo. El a fost singur dintr-o greșeală, nici el până la 31 de ani nu a avut absolut nicio problemă cu poliția și cu absolut nimic. Așa. Și nouă ne-a fost foarte greu, că n-am știut ce înseamnă perioada asta grea. Pentru noi a fost o perioadă grea să ajungem în penitenciare și să ne descurcăm, să ne facem să fie cum să fie. Și a fost o cheltuială foarte mare, pentru că eu nu mergeam doar o singură dată, cum fac alți părinți sau alte surori. Eu mergeam de 5 ori pe lună la el pachete, el are voie, avea voie doar un singur pachet. Eu nu băgam un singur pachet, eu băgam 2-3 și la alți băieți care nu erau căutați, ca să-i dea lui. Deci să nu ducă lipsa niciodată de nimic. Să fie cum era el obișnuit acasă. Și am cheltuit foarte mult, foarte mult și eu în momentul ăsta nu mai am bănuți ca să pot să pun un avocat, pentru că îi fac pomenile lui acum. Am terminat cu pachete și acum sunt cu pomeni. Și vă dați seama, și cresc și 2 copii minori de la el, i-am luat eu să-i cresc. Eu i-am luat să-i cresc. Și vă dați seama că nu știu, sunt o soră disperată și aș fi în stare să merg oriunde, dar nu am posibilitatea financiară. Momentan, momentan. Nu există termen de prescripție sau e destul de lung termenul de prescripție pentru o plângere penală, de aceea puteți să întârziați puțin procesul ăsta, dar e musai să vă adresați organelor de drept, parchetului, să ancheteze moartea. Cu cât mai repede, cu atât mai ușor să găsesc documente, probe, marturi, că degrabă se vor elibera colegii lui de cameră și nu prea va mai fi ușor să-i găsești prin țară, prin lume. Au fost de acord ca să mă ajute și să spună ce au văzut ei acolo, că eu nu vedeam acolo, eu știam doar ce vorbesc cu el când mă duceam în vizită la el. Da, ce da. Se întâmpla înăuntru, nu știu. Ținem legătura, eu public interviul ăsta cu eventual apelul și rugămintea către cei care ne privesc, dacă sunt onegiși de drepturile omului, dacă sunt avocați, stagiari, începători sau chiar avocați care s-au manifestat și vor, iată, să ne ajute în cazul ăsta, să mă contacteze pe mine sau să vă contacteze pe dumneavoastră direct și să încercăm să facem lumină în acest caz revoltător. E un caz foarte grav, vă dați seama, un băiat de 32 de ani cu 2 copii minori și cred că sunt cazuri ca și el foarte multe, dar probabil că familia nu au curajul să vorbească, dar eu trebuie să am curaj pentru că îmi simt durerea foarte mare și sunt disperată să-i spun cuiva și cineva să facă lumină și dreptate în cazul lui. Mulțumesc pentru încredere, la revedere! Mulțumesc și eu, da!